Dragi făgărășeni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi este domnul profesor Aurelian Curtică-Pean. Mulți făgărășeni poate au auzit de multiplele dumnealui activități. Eu l-am urmărit și sunt bucuros că astăzi l-am în emisiune. Bine ați venit, domnule bine profesor! Bine v-am găsit și bună ziua ascultătorilor și privitorilor noastre! Așa cum am spus înainte, vă urmăresc de foarte multă vreme activitatea și sunt bucuros că în Făgăraș există un asemenea om care se implică puternic în viața, nu numai sportivă, dar în special în viața sportivă și foarte mulți copii beneficiază, și nu numai copii, și oameni maturi beneficiază în urma activității dumneavoastră. Vreau să vă întreb ce v-a îndemnat să nu stați pasiv, cum stau mulți alții, și să puneți osul în aceste mișcări. În primul rând vreau să fac precizarea că am venit în Făgăraș în 1998. Din 98, puțin câte puțin, am învățat, am văzut cam ce se întâmplă, am început să organizez și eu anumite activități. Într-adevăr, activitățile mele sunt mai vizibile, să zic așa, pentru că ele au mai rămas în Făgăraș și cu părere de rău o spun, pentru că aș fi vrut să mă duc și eu la o competiție organizată de un coleg în care să stau și eu cu mâinile în buzunar și să vorbesc numai fără să am nimic în spate real. Dar activitățile acestea sunt în primul rând datorită pasiunii pe care o am pentru sport, pentru mișcare, pentru copii, pentru că lucrez de foarte mult timp cu copii, cu adulți, a spus, la fel, și cred că trebuie să fie totuși cineva care să miște lucrurile, pentru că de la sine nu se poate întâmpla nimic și sportul este un exemplu prin care, să zic așa, o comunitate poate să se valorifice, poate să se promoveze în afară și pentru copii care fac mișcare, care trebuie să aibă exemple și nu numai de la adulți, de la toată lumea, de la cei care trăiesc, de fapt, în această comunitate mică. Foarte multă lume am văzut și în presa scrisă, și în emisiuni de televiziune, se plânge de faptul că acum copiii nu mai sunt interesați de sport, nu mai vin la orele de educație fizică, i-a acaparat computerul total. Este adevărat? Cum simțiți dumneavoastră acest lucru în teren? Este parțial adevărat. Școala este polarizată. Școala în Făgăraș, în Brașov, în România, este polarizată. Pe de o parte, copiii care au o educație de acasă, care au un anturaj mai bun, familii preocupate de educație, implicit preocupate pentru sănătate, preocupate pentru sport, și pe de o parte celălalt pol care crește de pe o zi pe alta, în care sunt foarte mulți copii dezinteresați datorită situației materiale, condițiilor economice și o grămadă de factori pe care nu vreau să-i amintesc aici, mediul din care provin, în primul rând, lipsa părinților plecați în străinătate, lipsa culturii fizice a familiei respective sau cultura generală, care de multe ori este cu semnul întrebării, și școlii pe care o termină, pentru că școlaritatea mică, de la clasa 0, pune bazele, să zic, dragostei pentru sport a copiilor care parcurg gimnaziu, nu mai zic liceu, când, din punctul meu de vedere, este destul de târziu să iei un copil de la 0 și să îl înveți cât de cât un joc sportiv sau bazele gimnasticii sau bazele școlii atletice, alergare sau săritură sau aruncare. Din cauza asta, eu cred că în funcție de școala în care ești, în funcție de zona în care trăiești, sunt foarte multe, foarte multe aspecte care nu ne pot face să spunem categoric copiii nu-și doresc. Eu am exemple pentru că lucrez și într-o școală cu copii care provin 70-80% din mediul rural și care, provenind din mediul rural, nu au baze materiale, nu au acea pregătire sau acea atracție pentru sport, pentru că n-au făcut. N-au făcut basket, n-au făcut atletism, n-au făcut multe lucruri. Sau, pe cealaltă parte, copii care încep cu mine
Și pot să spun că ei sunt trup și suflet, deci vin acolo cu o dezinvoltură și o dorință de a face mișcare, cu o atitudine frumoasă, care, ăsta e marele regret, se pierde. Se pierde pentru că cu o floare nu se face primăvară. Mai sunt profesori care lucrează, dar sunt mulți care nu lucrează, care sunt în sistem. Sistemul nu reacționează, nu are feedback. Părintele ce face până la urmă? Pentru că directorul, dacă nu are om, îl dă afară. Nu poate să-l dea afară, pentru că nu-i permite legislația. Inspectoratul ce face? Nu poate. Dacă este titular sau nu are oameni care să-i înlocuiască până la urmă, și atunci depinde de conștiința, de profesionalismul nostru, ca lucrurile să fie normale până la urmă, pentru că copiii vin la școală, la sport, să învețe în primul rând, învățătura fiind pe primul loc, învață să citească, să scrie, să meargă. Noi trebuie să le creăm condițiile, ca profesori, să se dezvolte armonios pentru a citi, a socoti, pentru că un corp bolnav, la un moment dat, nu mai poate să dea randament, nu poate să citească, să socotească. El trebuie să meargă, trebuie să aibă o anumită rezistență, o anumită vigoare, să fie puternic pentru a fi pregătit pentru ziua de mâine, profesional și social, pentru că componentele acestea se formează încă din prima școlaritate, timpuriu. Și atunci copiii care vin cu acea atitudine frumoasă, în general, și aici cred că nu contează mediul, pentru că ei se bucură de mișcare și noi trebuie să le oferim oportunități de a le arăta lumea aceasta a mișcării și prin care să le formăm deprinderi, care să îi ducă în timp. Din păcate, atitudinea aceasta se pierde odată cu trecerea la nivelul superior, în gimnaziu, nu mai zic în liceu, când v-am spus, din punctul meu de vedere, și cu o oră pe săptămână de educație fizică este foarte, foarte greu și este târziu pentru ei. Asta vreau să vă spun. Am văzut că la un moment dat ați avut și o inițiativă în acest sens de revigorare a sportului în școala românească. Și credeți, ce ar trebui făcut? Că se discută foarte mult pe această temă și la nivel de minister. Ministerul Învățământului, Educației și Învățământului, cum se numește, se discută despre faptul că sunt prea puține ore de educație fizică, dar până la urmă tot acolo rămâne curriculum. Nu se introduc mai multe ore de educație fizică, nu se dă mai mare importanță acestei discipline care, iată, ne dă sănătate în primul rând. Aici este o discuție foarte lungă pe tema asta, pentru că ministerul este cel care aplică, care dă o anumită direcție, dar până la urmă cel care lucrează la baza sistemului, profesorul, antrenorul, instructorul, este cel care ar trebui să dea acele lucruri minimale sistemului pentru a funcționa. Noi suntem disfuncționali în momentul de față pentru că nu mai funcționează componenta umană. Degeaba avem două ziduri frumoase, colorate, și asta spun tot timpul, dacă nu încercăm să le umplem cu o activitate de calitate. Activitatea haotică făcută după ureche, lucru dezorganizat sau de multe ori, făcut doar așa, pe genunchi și hai să meargă și așa. Trebuie să trecem de acest stadiu și degeaba ne bagă 2 ore sau 3 ore ministerul. Dacă noi nu avem o bază materială, dacă nu avem oameni care să fie dispuși să lucreze în sistem, să fie dispuși să lucreze de la zero cu copii care au nevoie, nu cu 2-3 vârfuri pe care le duc la clubul sportiv, de care se ocupă încă 2-3 ani, 2-3 antrenori sau un ciclu olimpic de 4 și după aceea să vin să iau acei elevi, să-i bagă într-o echipă și să mă bat cu pumnul în piept. Baza de masă a sportului de performanță este educația fizică. Ei de aici își trag seva, de aici își trag valorile, elementele valoroase. Dar restul, ce facem cu restul? Iar eu pentru restul am găsit câteva activități pe care le fac de foarte mulți ani, deci nu sunt din ultimii 2 ani. Vă dau exemple, Cupa Șenchea, care din păcate la basket feminin a dispărut, s-a oprit la ediția 16. De ce? Pentru că n-am mai găsit licee făgărășene să fie
disponibile să participe. Au venit din colile. Deci să-și facă echipe, da. Nu, ei au echipe, dar este... Nu vor să participe? Sau? Nu pot participa din diferite motive și aici nu vreau să deschid subiectul acesta, pentru că ține de fiecare școală și chiar nu vreau să arunc cu noroi în colegi. Înțeles. Pentru că au și ei motivele lor, pentru că în școală există un profesor, doi profesori, sunt atâtea discipline, au faza pe municipiu, au și ei pe undeva dreptate. Dar totuși și eu, cum las din timpul meu, ar trebui să lase fiecare, pentru că puținul meu cu puținul colegului, al colegului, se poate face ceva pentru toți copiii. Și atunci sistemul, să zic, va funcționa. Pentru că de la bază trebuie lucrat, de la om, componenta umană. Iar copiii vor veni, cu siguranță vor veni. Am început la un cross acum 4 ani, cross comunitar. Am avut 300 de copii, a fost în jurul cetății. A doua ediție s-a închis în Făgăraș Centru, Făgărașul. Copiii au venit, a plouat, n-a contat. Asta înseamnă că copiii își doresc. Și în timpul lor liber. La școală am copii de clasa 3-a, de clasa 4-a. E o bucurie să mergi, să vezi că ei își doresc. Și atunci și deontologia noastră profesională a trebuit să ne pună un semn de întrebare la un moment dat, dacă copiii vin și noi... Ce facem? Noi trebuie să ne facem meseria, punct. Omul sfințește locul și mai departe depinde de, de anturajul copilului, de familia lui, de condițiile de trai, de ce vrea el să facă în viață, pentru că sportul trebuie să-l facă toți, iar acei copii, mulți, care au nevoie de mișcare pentru dezvoltarea armonioasă, pentru a socializa, pentru că prin sport avem cea mai bună cale de a socializa, de a ne familiariza cu competiția, de a ne cunoaște pe noi, de a ne cunoaște corpul și posibilitățile lui. Eu asta încerc să transmit, iar copiii vor învăța și rezultatele se văd nu de pe o zi pe alta. De la o lună, de la un an, nu mai zic după 2-3 ani. Mă gândesc așa și am avut o situație chiar când am intrat în învățământ. Ce s-ar întâmpla? Să iau o clasă dintre a întâia și să o duc până între a 12-a. Deci acolo 100% este munca mea. Și copiii ăia știu treaba asta. Știu că în momentul în care se întâmplă o schimbare, ceva, toată munca se duce. Iar sistemul trebuie să dea continuitate și să ajute cei care, pe cei care vor să facă treabă. Pentru că suntem toți aruncați într-o găleată? Suntem toți făcuți, uite, și ăla ce face? Nu. Trebuie să spui cine? De ce toți? Nu suntem toți. Da. Am colegi foarte buni cu care putem colabora, cu care e normal să comunicăm, să colaborăm, să facem ca lucrul să meargă, să fie în un interes general. În interesul meu personal sau al colegului nu există așa ceva. Activitățile sportive trebuie să meargă de la voluntariat. Eu fac tot ce fac pentru copii în activitățile mari, voluntar. Iar am o parte din noi am cam uitat să fim voluntari. Iar ăsta este exemplul pe care îl transmit și copiilor și colegilor. Pentru că, v-am spus, nu sunt de acord să se arunce cu noroi în profesor, nu m-am profesor, pentru că familia, până la urmă, unde este la o adică? Vine dacă copilul transpiră prea tare, ia scutire sau se mai întâmplă, dar în cazuri rare și asta nu putem generaliza. Dar exemplul trebuie să pornească de aici, de la noi, de la oamenii care lucrează în sistem, cei care suntem plătiți pentru a face aceste generații de copii care au o grămadă de probleme și problemele trebuie recunoscute, afișate, pentru că astea sunt, asta e realitatea. Nu ne mai putem ascunde în spatele scutirilor, n-am cu cine, n-am cu ce. Pentru fiecare argument din ăsta, eu pot să vin cu contraargumente și să demontez tot ce se spune pe piață. Și vă spun odată, nu am avut bază sportivă la Generală 2. Copiii ăia vin acolo și fac mișcare cu sufletul. Pentru că în timp, muncind cu ei zi de zi, nu când am chef, nu când vine inspecția de gradul 2 sau de gradul 1, nu când vine directorul, dacă vine la mine la oră, sau colegul să mă vadă. Nu. Conștient, cu conștiință zi de zi, iar copiii merg mai departe, pe linia asta, a dezvoltării fizice armonioase, a practicării sportului sub toate formele posibile. Putem face de la badminton. Eu am început să fac volei. Chiar după 26 de ani,
școala gimnazială Ovidiu Densușanu are două echipe de volei cu copii care lucrează la ora de educație fizică. Chiar dacă mă duc și iau bătaie la Brașov, cu copii, mă bat cu copii legitimați, da, nu contează. Pentru că noi vrem să participăm, vrem să arătăm că am plecat de la zero și putem face ceva. Și exemplul acesta poate să-l dea oricine care își dorește, care este profesionist și care în primul rând nu se minte pe el. Pentru că este foarte ușor să arunci cu cuvinte, să zici da, fac. În momentul în care dau de greutăți, pun tot felul de întrebări, nu le găsesc răspuns și mă opresc. Fac pasul înapoi. Nu. M-am angajat, mă duc înainte. Și așa lucrurile o să funcționeze. De la fiecare. Fiecare școală trebuie să aibă ceva. Să dea ceva comunității. Eu, ca minister, dacă aș fi acolo, nu dau sfaturi. Dar o părere personală ar fi următoare. Dați orele de educație fizică acolo unde se pot face, obligând astfel școlile care nu au acele spații pentru sport să-și facă, pentru că sunt bani europeni, să pună mâna să muncească, să își atragă banii, pentru că nu este ușor, este o muncă foarte grea. Cei care au posibilitatea să-și facă două, trei ore într-un chiu comun să și le facă, să aibă profesori calificați, controlați și care într-adevăr să-și facă datoria, și atunci ar fi tot ok. Scoate titularizarea din sistem pentru profesorii care, să zic așa, au anumite probleme. Sunt atâția tineri care termină o facultate, vin cu o atitudine nouă, vor să învețe și n-au unde să se angajeze. Au dat oamenii afară, au dat orele de educație fizică, mai știu la ce discipline, sau le-au tăiat, nu mai contează. Avem o oră la liceu, la liceu tehnologic. Foarte puțin. Este foarte puțin. Foarte puțin. La gimnaziu, dacă băgăm 3 ore, totuși, orele alea trebuie să aibă o anumită calitate. Dacă nu ai un program al sălii, al spațiilor, organizat, frumos, judicios, aranjat, ca să nu se suprapună mai mult de 2 clase, poți să ai o calitate, poți să faci. Dar dacă ai 3-4 clase simultan, ce calitate? Ce relevanță? Ce rol mai au acele ore a 3-a sau a 4-a ori, dacă ele oricum nu se pot face? Mai bine de la matematică, la engleză sau orice altceva, pentru că dacă nu le faci, ne bucurăm că ne dau orele ca să luăm banii. Nu, dar noi ce dăm în schimb, până la urmă? Noi trebuie să dăm ceva. Pentru că pentru asta suntem aici și trebuie să funcționăm. Că ieșim la pensie și am lăsat garda jos, poate și mie să mi se întâmple, să nu mai am aceeași vigoare, aceeași energie. Dar dacă am intrat în sistem, trebuie să funcționez pe principiile pentru care am intrat și pentru care m-am pregătit 4 ani de zile. Pentru că altfel ați putea veni noastră sau un părinte să iau o minge, să dea la copil la oră și să fie profesor. E cel mai simplu mod de a face o oră. Dar de fapt nu este o oră. Din punctul meu de vedere, nu este o oră. Nu este. Iar părinții ar trebui în primul rând să se implice mai mult în viața școlii. Pentru că feedback-ul pe care îl primești de la părinte nu se compară cu nimic. Inspectorul vine odată, inspectoratul, ministerul vine odată, se pregătește, se aranjează. Părintele poate vedea în fiecare zi ce face la matematică, ce face la română, ce face la sport copilului. Are termen de comparație. Uite, în școala aia se face, la mine, copilul meu, de ce nu face? Da, poate să vină cu argumente de genul, domnule, nu am unde. Și într-adevăr, suferim la capitolul ăsta. Sistemul nu funcționează pentru că nici nu avem baze sportive. Avem baze învechite, așteptăm acum acea sală la General 2. Eu sunt în două școli și știu că într-o școală am condiții extraordinare și în cealaltă școală am condiții foarte bune pentru practicarea sportului și aștept și la ceilalți copii, pentru oraș în general, să aibă și o sală ca lume. Avem o săliță mică care, nu zic, este bună când plouă, dar când sunt de 2, 3, 4 clase, ce facem? Și aceea va fi o mană cerească. O să vedeți în momentul în care o să apară acea sală, cum o să crească și nivelul. Pentru că sunt copii excepționali acolo la școală și cred că toate școlile merită o sală. Noi acum am rămas mai la urmă, așa să zic, pentru că Radu Negru are sală, Doamna Stancare sală, la industrial au sală, Schenke are sală, până la urmă, General 2 va avea până la urmă și ea sală și copiii aceia chiar merită din plin, pentru că sunt copii care învață foarte bine și trebuie să aibă și ei spații sportive și o să aibă, pentru că
sunt convins că noua atitudine zonală se va concretiza în timp și lucrurile se vor pune la punct și acolo. La dumneavoastră duceți copiii și la competiții, la competiții naționale, la competiții județene. Da. La not chiar obțineți performanțe cu ei. De ce credeți că undeva se întrerupe lanțul? Ați văzut la ultima olimpiadă rezultate dezastroase a avut România. Odată este baza de selecție, așa cum ați spus și dumneavoastră, dar totuși în țară sunt mulți profesori, nu foarte mulți, dar mulți profesori care își văd serios de treabă, cum sunteți și dumneavoastră. Îi duceți până la un anumit nivel. Ce se întâmplă cu ei de după aceea se pierd? La loturi, ca precis aveți cunoștință și de ce fac ei, după ce vorbesc de cei care fac performanță, după ce trec de dumneavoastră și ajung la loturi, ajung la antrenori de națională. În primul rând, sistemul de organizare este unul, din punctul meu de vedere, deficitar. În momentul de față, cred că și în cluburi sunt cam aceleași probleme peste tot. În primul rând, nu putem zice neapărat de salarizarea proastă, dar probleme legate de infrastructură, probleme legate de personal uman, de selecția lui, de modurile de a motiva, nu material, prin performanțe acei profesioniști care mai sunt și care fac sacrificii, sacrifică timpul, familia, de multe ori vin cu un aport personal ca să facă performanță. Nu este normal. Statul trebuie să, măcar pe vârfuri, trebuie să asigure toate condițiile pentru a face performanță. Noi în Făgăraș nu putem vorbi la not de performanță pentru că nu avem bazin, ne deplasăm cu copiii la Brașov, este foarte greu. Dar trebuie să asiguri acea normalitate, să-i asiguri un șofer la un microbus care există, dar n-am șofer? Da. Cum se poate treaba asta? Doi, trebuie să asigur fonduri pentru deplasare, da? Nu mai spun pentru hidratare, pentru alimentarea sportivului. Trebuie să asigur cantonamente, trebuie să asigur în primul rând un climat pentru ca acei copii să fie acceptați și integrați în învățământ, să nu fie stigmatizați, face performanță ce are. Copii buni la învățătură sunt copii buni la sport, în general. Da. Nu mintea este o te regulă. Ajută întotdeauna în sport. Te ajută, dar trebuie create condițiile la ce se întâmplă în interiorul sistemului și ce se întâmplă cu sportivul în afara lui, în școală, în mediu. Lucrurile legate de organizare. Toate lucrurile trebuie armonizate. Nu se poate să mă duc cu echipa de handbal la județ și în același timp să fie altă competiție pentru că federația schimbă calendarul când are chef. Da. Nu se poate. Îți bagi joc de oamenii ăia, îți bagi joc de copiii ăia până la urmă. Deci trebuie o armonizare, o comunicare și o organizare mai bună a sistemului. Începând de la resursa umană, în primul rând profesori și antrenori, care trebuie stimulați pentru ceea ce fac, nu pe hârtie, trebuie scoasă titularizarea afară, din punctul meu de vedere, și atunci cel care va fi pe post, 4 ani, o să aibă o fișă de lucru, o să aibă niște criterii de performanță și etapizat se poate vedea. În momentul în care el știe că îi se termină acea perioadă, poate să-și îmbunătățească activitatea. Nu mai poate să stea degeaba, să-și ia banii degeaba, nu se mai poate. Pentru că va veni unul care termină de pe băncile facultății și nu mai contează gradul didactic. Da. Eu am gradul didactic 1 și îmi dau noastră, dacă vreți. Nu mă ajută cu nimic. La salarizare este simplu. Dar altfel, trebuie să existe o diferențiere între un profesionist și un amator. Da. Și atunci oamenii vor rămâne, nu vor pleca pe bani foarte mulți afară, iar cei care mai sunt acum, categoric, o să se gândească la perspectivă, nu la imediat, ce urmează imediat. Eu mă gândesc ce se va întâmpla în 2, 3, 4, 5 ani. Dacă văd că n-am nicio perspectivă, atunci îmi caut altceva. Și asta e cel mai probabil că se întâmplă în ziua de astăzi. Oamenii
nu mai au perspectivă. Sistemul nu ți acordă nicio perspectivă să te dezvolți profesional din punct de vedere social, pentru că toți tinerii au nevoie de o locuință, de un loc de muncă, au nevoie de, de o mașină, fiecare după... O salarizare decentă. O salarizare decentă. Da, da. Sistemul trebuie să asigure aceste lucruri ca să meargă treaba. Altfel, nu văd absolut nicio perspectivă în momentul de față. Pentru că de vorbe suntem... Și aveți dreptate, un exemplu care ar fi de dat referitor la copii și la stimularea lor este sistemul american. Ați văzut acolo, cel care face sport are chiar bursă la universitatea respectivă, la colegiul respectiv. El face basket, de exemplu. Și făcând basket de performanță la universitatea respectivă, el practic își are asigurată școlarizarea. Deci asta este lucrurile... într-adevăr. Da, este foarte important și e bun exemplu, dar el nu se poate adapta condițiilor românești, pentru că noi trebuie să oferim infrastructură, personal, după care, hai să vedem, avem, ce avem, ce ne trebuie. Bun, avem de toate. Hai să vedem ce facem. Hai să ne organizăm. Și atunci trebuie comunicare, echipă. Deci asta ne lipsește nouă, echipa. Da. Ei, nu poți să faci singur. Până la un moment dat poți să faci, după care... Trebuie să cauți ajutor, pentru că singur nu se poate. Când ai 300 de copii, credeți-mă că este foarte greu să faci singur. Da. Și cei care mă ajută sau pe care ajut, știu că au nevoie de acel sprijin. Eu am nevoie de sprijinul lor, pentru că singur nu pot. Și recunosc asta. N-ai cum să fii peste tot. Și asta trebuie să înțeleagă, că fiecare în pătrățica lui trebuie să-și facă treaba. Și atunci va conta și exemplul personal și baza materială. Nu vor mai conta scutirile, care oricum sunt puține din punctul meu de vedere, și copiii, dacă îți faci treaba și ești lângă ei, acolo ei vin spre sport și o să vină, sunt convins. Dacă le mai dai și o sală sau un teren frumos afară de basket, de volei, de badminton, de tenis, de volei, de orice, altfel vin. Dacă, v-am spus, totul pleacă de la sistem și de la organizare, de la om. Da, și dacă ați dovedit-o cu prisosință, la săptămâna mobilității sute de copii, ați reușit acel cross cu bicicletele, iar glume foarte multă și adult și... Deci vine lumea dacă, așa cum spuneți, omul sfințește locul. Există premize foarte bune ca noi să depășim stadiul actual și să mergem mai departe, pentru că dacă ne organizăm, și fiecare face câte ceva, nu trebuie să facă mare lucru, dar totuși trebuie să se vadă ceva și în afara orelor, că pot să-mi închid sala cu cheia, stau înăuntru și mă duc și am terminat povestea. Când ies afară, trebuie să ofer copilului posibilități de a face sport în timpul liber. Ce am făcut la oră, el trebuie să aplice afară, pentru că asta e esența, de fapt. El trebuie să preia pentru viața care va urma, viața de adult, ca să fie sănătos, ca să aibă un randament productiv. Noastră nu puteți să stați la birou sau în picioare sau în funcție de ce meserie aveți, dacă vă doare spatele, dacă nu puteți respira, dacă nu aveți un minim de condiție fizică să urcați 10 trepte, dacă vă dor genunchii. Astea se formează, se întăresc în școală prin educație fizică și prin exercițiu fizic. Așa este. Și vă dau chiar exemplu personal. Eu am făcut atletism de performanță, copil fiind. N-am fost niciodată, am fost vitezist. Nu, n-am făcut. Ei, acum la bătrânețe, pot să spun că am ceva ani, am început să alerg în cross-uri. Și ce am observat? Chiar am fost la prima ediție a semimaratonului, care fără antrenament atunci a fost cumplit 21 de kilometri, am fost praf după 21 de kilometri, m-am simțit exact febră musculară, frisoane și așa mai departe. Ei, după 3-4 zile, după acest efort, parcă a întinerit organismul. Și după aceea am observat la celelalte cross-uri de-astea mai blânduțe, 6 kilometri, 8 kilometri, totdeauna mă simt foarte bine după ele. O perioadă destul de bună. Este un rezultat al efectelor biologice, fiziologice, care se produc în timpul efortului, care aduc corpul la supracompensare. Este o stare în care corpul poate depune un efort fără să simtă starea de oboseală.
Din punct de vedere psihologic, este o barieră pe care noi nu o cunoaștem și asta e greșeala, pentru că noi nu încercăm să cunoaștem bariera, pentru că vom vedea că suntem capabili de foarte multe lucruri dacă ne dorim și în timp, cu perseverență, se poate. Se poate. Noastră ați resimțit efectul, în primul rând, din punct de vedere emoțional, care s-a răsfrânt ulterior asupra fizicului. La început e durere, e febră musculară, mă dor articulațiile, dar angajând corpul în rutină, pe fiecare ramură sportivă, pe alergare, pe cross, el se obișnuiește, are nevoie, simte, pentru că el așa este construit, natural, biologic, noi suntem făcuți să ne mișcăm. Biomecanic, noi ne dereglăm funcționarea în momentul în care nu punem corpul la mișcare. Iar copiii și adulții, bătrânii de asemenea, asta trebuie să facă. Să-și stimuleze articulațiile, musculatura, prin mișcare. Momentul în care am componenta biologică, vârsta, tinerețea, la o vârstă o compensez cu componenta psihologică, voința, determinarea, așa, apare acel rezultat, acel... cum să zic, acea stare de bine, acea bucurie în mișcare, acea stare pe care nu ți-o dă nicio altă activitate și de care te poți folosi și la calculator, pentru că ai altă postură, ai altă vigoare, altă energie și în mișcare, și dacă ești șofer, și dacă ești medic, și dacă ești muncitor sau orice, ca să faci un lucru cât mai bine. Sper că în sprijinul dumneavoastră vine în ultima perioadă o publicitate, zic eu, aproape agresivă, care se face în favoarea mișcării. Văd pe toate canalele de televiziune, văd o publicitate foarte, foarte intensă pentru mișcare. Faceți mișcare, mișcarea este bună, ați văzut chiar și reclame pe această temă. Și asta zic eu că vă va ajuta în munca dumneavoastră, să vină mai mulți copii și chiar și adulți. Faceți acum, aveți un cerc de aerobic unde vin adulți. Chiar eu am o colegă de serviciu care vine cu foarte multă plăcere și este entuziasmată de ce faceți acolo. Da, toată publicitatea care se face este normală. Acum publicitatea aduce și un câștig economic pentru cei care o fac și este supra-solicitată din punctul meu de vedere, pentru că trebuie să ai și cu cine să o faci. Acum dacă o faci în București sau o faci în Făgăraș, e cu totul altceva. În primul rând trebuie să-ți creezi o bază. Baza de unde vine? Îți formezi oameni, copii care din școală deja deprind aceste obișnuințe de a participa la competiții, pur și simplu de a participa în activități. Noi avem în Făgăraș și salut pe această cale cei care au avut inițiativa, Fundația Comunitară. Îi salut pe toți cei care s-au implicat, Fundația AVE. Sunt și alții. Vedem handbalul, ce dezvoltare frumoasă are. Vedem karatele care au avut și vin în continuare. Judo. Pe atletism în Făgăraș sper să se facă un sector de alergare de viteză. Și o să fie practicanți probabil și acolo. Avem baza la stadion care trebuie valorificată și trebuie folosită de adulți în timpul liber, de copii. Trebuie să ne creăm acele, grupuri, grupulețe și în momentul în care fiecare școală vine, unul cu 10, unul cu 20, în momentul în care faci un asemenea eveniment, ai și de unde să selectezi oameni. Nu neapărat să selectezi, dar să aduni. Pentru că dacă faci un eveniment cu 10 oameni, nu are nicio relevanță. Obiective. Dezvoltăm spiritul competitiv și mișcarea pentru sănătate. Fals. Sportul de masă înseamnă 10-100 de copii. Eu știu de când eram mic, participam în clasa 3-a, 4-a la triatlon. Făgărașul nu mai făcut triatlon? Eu sunt din 98 în Făgăraș. Am organizat în 2000 la Șenchea un triatlon pentru liceu. De atunci nu a mai făcut nimeni absolut nimic. Când eram eu elev la Radu Negru, aveam echipă de pentatlon. Cum să avem adulți? Da, cum să avem adulți dacă noi nu avem elevi? Cei care ar trăi în mod normal să facă aceste activități. Sunt foarte mulți care se apucă de triatloane, de not, de masters, la vârstă înaintată, la 30, 40, 50, 60, 70 de ani. Și am un exemplu, în Brașov, un coleg, un medic, la 60 și ceva de ani, a devenit campion național. Prin voință, prin atitudine, prin determinare. Nouă ne lipsește timpul, dar pentru mișcare trebuie să ne facem.
Și atunci lucrurile vor căpăta altă viziune, în primul rând pentru părinți, care obligatoriu trebuie să facă ceva pentru copii, pentru că nu se mai poate. Și eu am copii și sunt probleme cu noile tehnologii, cu calculatorul, cu tableta, cu telefonul. Mai bine să aibă o kendama, mai bine să aibă un teren de joacă afară, să iasă afară, să îi lăsăm pe copii să iasă afară, în stradă. Și aici trebuie să avem și condiții securizate în stradă. Adică să fie curat, să fie frumos, totuși să aibă zone verzi, să aibă... Făgărașul se vrea să fie un oraș verde. Să avem spații verzi, să avem spații de agrement. Avem, trebuie să le folosim și trebuie să avem grijă de ele, să le păstrăm. Uitați-vă ce se întâmplă cu toate investițiile. Se bagă o grămadă de bani, după care gata, s-au dus. Vin și își fac necesitățile prin parcuri. Sau distrug, taie. Cineva trebuie să răspundă. Cineva trebuie să se ocupe de infrastructura asta pentru a merge mai departe. Pentru a merge și mâine. Și copilul meu și nepotul meu. De ce nu? Să văd în perspectivă. De ce pe un an, pe doi, pe trei, pe patru? De ce? De ce să vedem așa scurt? Lucrurile trebuie luate încet, făcută o bază și văd că actuala primărie și primarul, semnele sunt bune și eu aștept rezultatele de la această conducere, pe linia asta, pentru a ne dezvolta ca comunitate și prin sport, cel mai ușor ne putem vinde și cetatea Făgărașului și ce vrem noi să facem aici. Din punct de vedere sportiv, cultural, am văzut că deja sunt câteva lucruri care au început prin viață. Ele trebuie susținute și trebuie încurajate, trebuie mers mai departe, pentru că nu este ușor, iar cei care vorbesc nu știu ce înseamnă să organizeze o competiție, nu știu despre ce este vorba, au impresia că dacă faci ceva mare, duci bani acasă. Faci ceva, e ilegal, e hoț, nu există așa ceva. Din punctul meu de vedere, dacă o faci cu suflet și pentru comunitate, pentru copii, în primul rând ești responsabil pentru ceea ce oferi. Pentru ceea ce oferi. Și tot ce se întâmplă trebuie, din punctul meu de vedere, securizat. Cu asistență medicală, cu spații decente. Nu putem să ne rupem gâtul pe stradă, prin gropi. Da. Sau să nu avem unde. Pentru că riscul ni-l asumăm cu toții. Dar până la urmă, noi care organizăm, trebuie să luăm cele mai bune soluții, să vină cât mai multă lume și să se simtă bine, să fie în siguranță. Iar ăsta este un obiectiv de-al meu. Mi-am propus de la început cu cross-ul să adun cât mai mulți copii. Nu contează școala, nu contează cu cine face sport, nu contează de unde e. El trebuie să vină acolo, dacă își dorește, bineînțeles că noi nu obligăm pe nimeni, și să împreună să ne bucurăm de mișcarea asta, care totuși face parte din viața modernă. Toate societățile noi promovează mișcarea de masă. Sportul de performanță și la noi e mai greu cu sportul de performanță, pentru că, în primul rând, ai nevoie de o bugetare ca lumea. Echipa de handbal, echipa de cutare. Ca să ții o echipă este foarte greu, că sunt foarte multe cheltuieli și în ziua de astăzi comunitățile puternice sunt cele care au echipe puternice, pentru că le pot susține. Prin cantonamente, prin jucătorii pe care un jucător bun îți vine pe bani, ca să poți să-l ții la fel un antrenor. Da. Trebuie să ai o bază bună. Trebuie să-ți creezi în timp oamenii care să vină la sală. Eu am văzut sala plină la Radu Negru și tot timpul pentru la mine, de pentru mine asta, spine, asta da. E foarte important. Să văd terenul ăla plin, dacă l-am făcut, să-l folosesc. Pentru că ăsta e rolul lui. Dar în condiții în care există un specialist care orientează din școală acei copii deveniți tineri și adulți și care vor veni spre acele competiții de triatlon, de cross, semimaraton. Noi avem în Făgăraș spații. Orașele mari nu au spații. Brașovul nu are spații să facă un teren. Să facă al doilea bazin de nod la Brașov. Vor să facă al doilea bazin. Dar nu au spațiu. Caută. Noi avem. Și ăsta este avantajul pe care sper că Făgărașul îl va valorifica în următorii ani și ne vom dezvolta, așa cum a făcut Odeva, Turda, sunt o grămadă, Câmpina, acum Târgoviște, care au bazine, au baze sportive și care funcționează, care aduc oameni spre mișcare, aduc facilități de cazare în plus, aduc o grămadă de oportunități, altfel se va vedea, inclusiv cetatea Făgărașului care... Din punctul meu de vedere, este numărul 1 pentru Făgăraș și care ne poate aduce inclusiv 9 sportivi.
pentru a vizita acest obiectiv care colegii care trec prin Făgăraș de fiecare dată îmi spun același lucru. Măi, extraordinar, ce aveți voi acolo? Și trebuie să ne bucurăm de ce avem aici, cât avem acum și să încercăm să facem mai mult, că până la urmă câștigăm toți din asta și v-am spus, nu material. Eu mă mulțumesc cu ceea ce copiii mi-aduc bucuria și faptul că vin spre mișcare și mai departe nu mai contează. Domnule profesor, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc multă sănătate și putere de muncă să duceți mai departe aceste lucruri minunate pe care le faceți în comunitatea noastră. Eu vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru invitație și vă recomand în continuare să faceți atletism, alergare. Poate o să ne întâlnim. Da. Important. Da. Și așa va fi un grup un pic mai mare și poate mai vine și un prieten, poate vine și soția, poate vine copilul și atunci, cu siguranță, fiind mai mulți, exemplu va merge și mai departe și atunci se va schimba ceva. Da, vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Dragi făgărășeni, până la viitoare emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.